În ultimii ani, pașii m-au dus adesea pe lângă biserica Stavropoleos, dar nu am avut suficient timp să intru să-i aflu tainele. O întâmplare fericită m-a făcut să găsesc răgaz să-i trec pragul. Puțin sunt cei care știu că Stavropoleos este, de fapt, mănăstire. O mănăstire de maici, într-o zonă înțesată de baruri și cluburi în centrul vechi din București. Maica Atanasia m-a întâmpinat cu o bucurie pe care numai la călugări o întâlnești. M-a poftit și am intrat să văd ce ascund acele ziduri brodate în piatră, vechi de sute de ani. Am fost impresionată să văd atâtea lucruri valoroase aflate împreună. Cartea veche e unul dintre lucrurile și una dintre ascultările pe care noi le facem în mod predilect, în mod deosebit la Stavropoleos, pentru că aici sunt adăpostite numeroase manuscrise și cărți de muzică psaltică. De exemplu, acesta este un manuscris de muzică psaltică, este un manuscris grecesc. Prin urmare, este o lucrare unică, scrisă undeva în secolul al XVIII-lea. Aș vrea însă să vă arăt o a doua etapă. Iată, acesta este Anastasimatarul lui Petre Efesiu, prima carte de muzică psaltică tipărită la București în 1821. Acest Anastasimatar, pe care al lui Macarie Romonahu, pe care noi îl folosim astăzi, zi de zi la strană, este o carte lucrată exclusiv în mediul digital. În câteva cuvinte, Maica Atanasia m-a condus printre secole de la manuscris, la tiparnița cu cerneluri și cu plumb și înapoi în prezent la tiparul digital. Foarte multe cărți vechi și rare, aduse în bună stare de mâinile pricepute ale măicuțelor, sunt rânduite în bibliotecă. Maica Gabriela a mers la cursuri zilnic să obțină un atestat de la Ministerul Culturii ca să poată restaura cărți de patrimoniu. Ne-a destăinuit Maica Mihaela, stareța mănăstirii Stavropoleos. Se pune pe un geam, pe o sticlă, pune foaie de hârtie, o săpunește, o clătește și apoi o pune la uscat. Fiecare pagină, după care le presează, are prese speciale și apoi, după ce toate au fost spălate, reface legătura cărții. Sunt unele pagini care sunt rupte și atunci trebuie să completeze un colț de pagină și pentru asta trebuie să vopsească hârtia la culoare, în ceaiuri, în tot felul de lucruri, să o aducă cât de cât de culoarea paginii, să o lipească acolo cu hârtie japoneză și pielea. Pielea și ea e prelucrată? Pielea și ea e prelucrată cu tot felul de creme, de... E fascinant că paginile acestor cărți, atât de bine îngrijite, nu rămân inaccesibile ca într-un muzeu. Ele pot fi răsfoite de cei care caută valori autentice și aici, în biblioteca de la Stavropoleos, dar și pe calculator, pentru că maicile lucrează acum la digitalizarea bibliotecii. Astfel, manuscrisele și tipăriturile sunt mai protejate, iar cercetătorii au munca ușurată, pot lucra de acasă. Folosim calculatorul nu numai în partea aceasta de bibliotecă, și pentru proiectele editoriale ale mănăstirii, monografiile care s-au scos despre mănăstirea Stavropoleos, catalogul, toate CD-urile cu muzică bizantină ale grupului Stavropoleos și ale maicilor, toate proiectele grafice și lucrurile acestea sunt făcute aici în mănăstire de către maici, care stăpânesc programele de grafică, tehnoredactarea, astfel încât noi ne ducem doar pentru tiparul propriu-zis, ne adresăm unei tipografii. La început de secol 21, la Stavropoleos, lucrurile vechi stau bine împreună cu cele noi. La noi toate sunt în armonie, sau ne străduim să fie în armonie. Când e vorba de construcție, nu de arhitectură, cum e pictura, cum sunt icoanele, cum se cântă în biserică, cum sunt îmbrăcați preoții sau ceilalți care slujesc. Și o să vă spun că armonia asta merge și la trapeză, la sala de mese, și merge până în detaliile obiectelor care le folosim în fiecare zi. Maicile au studii superioare, inclusiv doctorate. Provin din familii de oameni școliți și toate sunt din mediul urban. Vorbesc fluent mai multe limbi străine și își perfecționează deprinderile prin studiu zi de zi. Fiecare dintre ele a învățat vocabularul muzicii bizantine încă dinainte de a veni la mănăstire ca să poată mai târziu să cânte la strană. Una din ascultările de zi cu zi pe care maicile le au la mănăstire este lecția de muzică. Zilnic, vreme de un ceas, fac repetiție pentru slujbă. Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut bine.
Etnomuzicologul Cosin Moisil vine la Stavropoleos de 20 de ani. E deja de-al casei, cum se spune. Ne-a povestit despre strădania măicuțelor de a realiza CD-uri cu muzică psaltică. Lucrurile nu au fost atât de ușoare pe cât s-au așteptat. Au încercat să găsească ceva nou, să nu vină pe aceleași cântări. Un interes al oamenilor pentru cântecele tradiționale, care sunt altfel decât mainstream-ul, știu eu, de factură occidentală, jingle bells și așa mai departe, și există. Și cred că există, iarăși în ultimii ani, și o mică căutare de alternative la colindele gen, să spunem, madrigal sau hrușcă, dulceag, cu instrumentații care se aduc aminte de clopoței. În modul în care se raportează la Dumnezeu este mai degrabă unul pietist decât unul pe care îl găsim aici la mănăstire, în care relația cu Dumnezeu e o relație reală, deschisă, sinceră, în care nu încercăm să ne deghizăm, să fim mai candizi decât suntem, ci suntem franci și vorbim cu El și îl mulțumim, îl lăudăm, îl slăvim. Felul în care sunt interpretate colindele este unul simplu, nu prelucrat, nu cu vocile noastre, așa cum sunt ele, într-un fel foarte simplu. Poate copilărești, ar spune unii, dar foarte aproape de inima oamenilor. Ceste trei flori sfinte din rai răsărite, care dintre ele sfinte floricele ar avea din fire mai mare omenire, floarea grâului, grăia Domnului. Eu am de la fire mai mare omenire, căci de n-aș fi eu cât ar fi de rău. Căci stați n-ar fi în casă, nici colaci pe masă, floarea vinului, grăia Domnului. De la Stavropolis, o comunitate atipică, e adevărat, în care la strană cântă un grup celebru deja, grupul Stavropolis, dar și măicuțele, în care slujește un părinte care e monah, care slujește și un preot care are familie. Pentru cei care vin prima dată aici, Stavropoleos e o descoperire. Spre deosebire de alte așezări călugărești, Stavropoleos e o mănăstire urbană, situată în zbuciumul centrului vechi al Bucureștilor, ceea ce se dovedește a fi adesea o încercare în plus. Ne concentrăm la ale noastre și înțelegem că oamenii n-au ritmul nostru de viață. Ei, la sfârșit de săptămână, când noi suntem mai concentrați pe rugăciune și pe slujbă, sunt liberi. Nu e treaba noastră să-i judecăm pe oameni sau să-i condamnăm. Poate că din când în când le atragem atenția să țină seama și de noi. Locul nu a fost dintotdeauna cum îl vedem azi. Alături de multe alte griji, misiunea duhovnicului mănăstirii și a măicuțelor este recuperarea tradiției și perpetuarea ei. Stavropoleos este o sinteză între Orient și Occident, între trecut și ziua de azi. Aici suntem în colecția mănăstirii, care adăpostește mai multe icoane, obiecte vechi, liturgice, fragmente de frescă. Spațiul de aici e gândit cumva în memoria bisericilor, celor 25 de biserici demolate în timpul regimului comunist, prin obiectele pe care le-a recuperat, prin felul în care sunt dispuse ele, sugerând un spațiu eclezial. Ne îndreptăm acum spre cel de-al treilea spațiu pe care un vizitator la mănăstirea Stavropoleos îl poate vedea, anume spre trapeză. În limbaj, în limbaj mănăstiresc, locul unde se ia masa. Pentru noi însă e și un spațiu care prezintă câteva dintre obiectele adunate aici, mai exact câteva icoane vechi, câteva pristolnice, acea piesă care se folosește pentru a marca prescura. Uitați, aici se pune semnul, pecetea pe prescură. Sunt tot de secolul 18? 19. De asemenea, un iconostas de la o biserică de lemn din zona Sibiului, recuperat și prezentat, expus aici în spațiul de la Stavropoleo. Cel care desparte altarul de, de credincioși. Altarul, spațiul preotului, de nou spațiul credincioșilor.
Maica Stareță ne-a făcut să înțelegem că taina lucrului binefăcut, de care să fii tu mulțumit, este să faci acel lucru cu bucurie și nu cu crispare și să însuflețești fiecare acțiune. Semnează mult pentru oameni. La Stavropolis descoperă o lume în care trecutul și prezentul, și o să fiu acum îndrăzneț, și viitorul. Cu aceste măicuțe, încă o generație, aici e un loc viu și în care se va abate toaca, clopotul și se va face slujbă. Ce însemnează tradiția? Înseamnă vreme să o ții în picioare, să nu o lasă dărâme. Și ele vorbesc. Și dacă e și cineva care trăiește acolo, cum spuneam de cazul nostru, asta e pentru mine tradiția. Deci n-ar fi suficient și eu aș fi trist și nici nu mă gândesc la asta, că într-o zi tot ce e aici ar putea deveni un muzeu doar. E important ca oamenii să vadă că este slujbă în biserică, să intre preț de câteva minute în drumul lor spre serviciu, spre treburile lor, să intre, să aprindă o lumânare și să vadă că la strană sunt câteva măicuțe și că este slujbă în biserică. Surpriza cea mai mare o să vi se pare și pentru mine a fost asta. Tinerii care se duc la un concert de muzică modernă în vecinătate, dacă biserica ar fi fost deschisă și am și prelungit programul, au intrat chiar până la miezul nopții și în biserică, s-au rugat și au prins o lumânare. Este un loc deschis și la propriu, deci cineva poate intra și găsește prilejul să și informeze. Mănăstirea Stavropoleos adăpostește adevărate comori. La munca de recuperare și restaurare s-au alăturat și enoriașii. Unii au dăruit mănăstirii obiecte de mare valoare. Acum, oamenii din frumoasa comunitate strânsă în jurul Stavropoleosului se bucură de minunățiile locului, dar îi respectă și exigențele. Le cer celor de la Stavropoleos să fie, dacă se declară ortodox, să fie ortodoxi. Adică dacă au dreaptă credință, dreaptă slăvire, să o arate nu numai în biserică, ci și după ce ies din biserică. Deci cum se face o comunitate? O comunitate participă în sensul acesta, se apropie de comunitate monahală care păstrează cel mai bine tradiția. Deci o comunitate care se formează în jurul unei mănăstiri știe că trebuie să respecte cele mai înalte exigențe. O să vă dau o vorbă celebră a unui părinte și mai celebru, părintele Arsenie Boca. A zis, dacă vă duceți la mănăstire să vă spovediți, o să căpătați canoane grele și nu o să le puteți împlini. La Stavropoleos și pietrele vorbesc, nu numai crucile, coloanele și toate obiectele. Tradiția nu e în trecut. Pentru noi, în biserică, tradiția este începutul. Și cum începe Evanghelia, deci cum începe Noul Testament, la început era cuvântul. Asta citim la înviere. La început era cuvântul. La început.